Salut și bine ați venit la studiourile My Fashion Team TV. Numele meu este Marian Tanase, sunt make-up artist de 10 ani, de 5 ani sunt make-up trainer. Momentan predau la Adara Make-up School. Pentru astăzi v-am pregătit un machiaj versatil, un machiaj care poate fi purtat atât ziua cât și seara. Este ușor de realizat și de reprodus atât de persoane care vor să-și facă un machiaj simplu acasă sau de profesioniști în studio pentru clientele lor. După ce tenul a fost în prealabil hidratat cu un gel foarte ușor, pentru că e vorba de un machiaj pe care îl facem în timpul verii în principiu, o să aplic un fond de ten cu bază de galben, pentru că pielea mădelinei este de start galben și atunci o să folosesc un fond de ten care se amestecă foarte bine în pigmentul pielii, cât mai natural și foarte, foarte puțin produs. Întotdeauna aplicarea se face din centrul feței, despre frunte spre bărbie, astfel încât finish-ul să fie un finish cât mai natural. O să încep cu fruntea, foarte ușor. Fond de ten este puțin mai închis decât pielea, ca să se vadă foarte bine pe cameră. Tapotare foarte ușoare, dinspre centrul feței către exterior. Dacă este nevoie de puțin iluminator pe zonele care necesită mai multă lumină, respectiv în zona aceea când îl lăsăm pe centrul feței, putem să aplicăm un corector sau un fond de ten puțin mai deschis după aplicarea fondului de ten pe care l-am ales ca bază. Un tips pentru cei care folosesc burețel în aplicarea fondului de ten, e foarte bine ca burețelul să fie umezit în prealabil, pentru că finish-ul fondului de ten după aplicare o să fie unul cât mai natural. La zona de inserție a părului, respectiv fruntea, putem foarte bine să tapătăm foarte ușor cu degetul, pentru că putem să pierdem fondul de ten în piele, astfel încât să nu se vadă linii de demarcație foarte dure, dat fiind faptul că folosesc un fond de ten puțin mai închis decât pielea mădelinei. Și doar după ce am acoperit întreaga suprafață a feței, foarte puțin fond de ten o să folosesc ca bază pentru ploape. În cazul în care sunt de pigmentări sau pigmentări severe pe piele, se pot folosi înaintea aplicării fondului de ten corectoare care pot neutraliza culoarea pe care vrem să acoperim, sau dacă este cazul, pe centrul feței putem să aplicăm un corector sau un fond de ten puțin mai deschis decât restul feței, pentru că aici zona de centru trebuie să reflecte cât mai bine lumina. Fondul de ten trebuie să fie cât mai aproape de pigmentul feței. Dacă este să alegeți într-un fond de ten puțin mai deschis și unul puțin mai închis atunci când nu este vorba de o filmare, puteți foarte bine să alegeți un fond de ten mai deschis, pentru că nu se vor vedea zone de demarcație destul de ciudate în momentul când aplicați fondul de ten pe zona gâtului, unde pielea este mult mai deschisă sau mai deschisă decât pielea de pe față. Dacă pielea este hidratată corespunzător înainte aplicării fondului de ten, fondul de ten se va aplica mult mai ușor pe piele, iar pudra cu care se fixează fondul de ten o să aibă un aspect mult mai natural. Dacă zona cearcănilor nu este sever pigmentată, puteți foarte bine să folosiți doar fondul de ten fără să aplicați corector în prealabil, pentru că dacă aveți un fond de ten suficient de bun cu acoperire medie spre mare sau un fond de ten care chiar dacă este fluid are pigmenți de acoperire foarte bun, nu o să mai fie nevoie de corector, pentru că regula în machiaj întotdeauna este less is more, mai puțin înseamnă mai mult, în sensul că putem foarte bine să folosim un produs pentru mai multe scopuri sau putem foarte bine să folosim corectoarele doar atunci când este nevoie. Dacă fondul de ten este puțin mai închis, la fel ca și în cazul meu, nu uitați să întindeți foarte puțin fond de ten și pe zona urechilor, în cazul în care zona aceasta de piele este puțin mai deschisă decât restul feței. Pentru că am folosit un fond de ten puțin mai închis decât tenul ei, pot foarte bine să pierd un pic cu un șervețel de machiant, iar dacă este în cazul ulterior, pot foarte bine să revin cu puțin corector, astfel încât să amestec foarte bine culorile, pentru că în machiaj o regulă de aur este cu cât amestecăm mai bine culorile, cu atât look-ul pe care îl obținem este mai firesc, mai natural. Cu o pensulă de dimensiuni mici, o să încep prima dată în a lumina zona cearcănelor. E foarte important să luminați întotdeauna șanțul acesta care se formează în depresiunea pe care o face aici pielea. Diferența între culoarea corectorului și culoarea fond de ten să nu fie foarte mare, ca să evitați linii de demarcație foarte dure. Puteți să combinați mai multe culori de corector, astfel încât să fie cât mai aproape de pigmentul feței. Dacă folosiți un corector foarte dens, acesta trebuie întins foarte, foarte bine, astfel încât să nu se vadă că sunt straturi succesive suprapuse pe zona cearcănului, mai ales că în zona ochiului, în zona perioculară, pielea este de trei ori mai subțire decât în restul feței. Corectorul poate fi folosit, dacă este vorba de un corector mai deschis, poate fi folosit și ca iluminator în zonele care necesită mai multă lumină, pentru a scoate în plan mai apropiat privitorului, zona pe care vreau să o luminez. Dacă luminez foarte bine zonele pe care le vreau mai aproape de planul privitorului,
S-ar putea să nu mai fie nevoie de sculptură de față în cazul în care osatura persoanei care este machiată sau persoanei care se machiază este suficient de vizibilă astfel încât să creeze umbre și semi-umbre în mod natural fără aplicarea unui produs. Este foarte bine să verificați zona de aici, pentru că este un pliu de piele care trebuie acoperit foarte bine astfel încât atunci când persoana respectivă vorbește să nu se vadă diferențe de culoare sau zone neacoperite de fond de ten sau corector. Puteți elimina foarte ușor puntea nasului pentru că este o zonă care reflectă lumina. La fel punctul cel mai înalt al sprâncenei, aici unde sprâncena face curbură în mod natural. Pensula cu care aplicați fondul de ten sau corectorile și la fel pudra, bineînțeles, trebuie să fie o pensulă cu perchi foarte moi, astfel încât să creăm un finish foarte natural. Pentru că în zona perioculară am aplicat și fond de ten și câteva straturi de corector foarte fine, acestea trebuie să amestecate foarte bine, astfel încât să nu avem microridule care sunt vizibile în momentul când aplicăm pudra. După aplicarea fondului de ten și corectoarelor, o să revin puțin cu burețelul umezit să amestec zonele de interferență unde sunt așezate mai multe produse, astfel încât să nu se vadă diferența de culoare sau zona de demarcație. După ce fondul de ten și corectoarele au fost aplicate pe față și amestecate foarte bine, acestea se fixează foarte ușor cu o pudră liberă. Cu o pensulă cu perii foarte moi, o să încep aplicarea pudrei în același mod cum am aplicat fondul de ten, adică din centrul feței către exterior, dinspre frunte, spre bărbie. Mare atenție la pliurile ploapei care se fac sau pliurile care se pot face pe față, trebuie stapotate foarte bine înainte de aplicarea pudrei, astfel încât să dispară zonele acestea care sunt ușor prinse de fond de ten. Sfătuiesc pe toată lumea care folosește pudră să folosească în principal, chiar dacă tenul este gras sau deshidratat sau dacă este un ten mai uscat, pudră pulbere, pudră libere, pentru că este mult mai ușor de aplicat cu o pensulă foarte moale. Iar dacă este nevoie de retușuri ulterioare, puteți să folosiți o pudră compactă care are silicon, astfel încât zonele care sunt cu exces de sebum sau zonele care sunt mai lucioase pe față să fie matifiate. În cazul în care aveți o piele mai uscată și nu se vede foarte bine dacă pudra a fost aplicată suficient de bine pe toată suprafața pielii, puteți să mijiți foarte puțin ochii astfel încât să creați un filtru de lumină care să vă arate foarte bine zonele care sunt neacoperite de fond de ten sau de pudră sau chiar de corector. Zonele care se văd mai lucioase înseamnă că sunt zone care nu sunt acoperite suficient de pudră. Întotdeauna straturile de pudră, la fel ca și fondul de ten sau orice alt produs care se așează pe față, se așează în straturi succesive și foarte ușor, astfel încât să nu aveți zone cu produs foarte mult care să păteze pielea sau care să încarce pielea în mod artificial. Nu este niciun fel de problemă dacă puteți să puneți puțină pudră și pe gene, pentru că acționează ca un adjuvant pentru mascara. În momentul când aplicați mascara, genele să fie puțin mai groase la rădăcină și atunci se vor vedea mult mai bine. Sculptura de față sau scalpingul îmi creează niște umbre sau semi-umbre pe față care se formează în mod natural de la soare sau de la sursa de lumină. Am ales să fac sculptura de față cu blașuri și cu bronzere, pentru că am aplicat deja fondul de ten și am pus și pudra. Sculptura de față se poate face, bineînțeles, și cu mai multe culori de fond de ten, adică culori de fond de ten închise pe zonele care trebuie scumbrite, dar se pot face și cu bronzere sau cu culori de pudră diferite sau chiar cu nuanțe de blaș, exact cum o să fac eu acum. E bine să începeți cu o culoare cât mai naturală, pe linia dată de mușchi zigomatic, aici sub osul zigomatic. Culoarea se amestecă foarte bine în pigmentul pielii, mai ales dacă am o bază de pudră, aceasta dat fiind faptul că folosesc un blush pudră, se amestecă foarte, foarte ușor cu o pensulă puțin mai ascuțită cum este aceasta, care să-mi dea precizie mai multă pe zona de pomete. Dacă vi se pare că aveți prea mult produs, puteți foarte bine să încercați cu un blush puțin mai deschis, să ascundeți un pic zona de demarcație, muchile pe care le creați atunci când faceți umbră, astfel încât din umbră să părinți o semi-umbră care să se termine foarte bine în pigmentul de piele pe care deja l-am creat cu fond de ten și corectoare. Puteți să folosiți aceeași pensulă pentru că se amestecă foarte bine culorile între ele. Dacă este cazul să folosiți culori destul de contrastante, puteți să folosiți două pensule astfel încât să aveți o pensulă pentru culoarea închisă și o pensulă pentru culoarea mai deschisă. Eu personal folosesc întotdeauna aceeași pensulă pentru că vreau ca acele culori pe care le folosesc să se amestece foarte bine între ele, să nu am zone de demarcație. Deci urmăriți exact zona delimitată de aici pe care aveți de mușchi zigomatic, exact sub osul pometelui, sub puntea pometelui de fapt. Se poate umbri foarte ușor zona de bărbie, iar dacă este cazul, persoana respectivă care este machiată sau persoana care se machiază, insecția pălui este puțin mai pătrată sau este frunte mai preeminentă, puteți foarte bine să umbriți foarte ușor lateralele frunții, acolo unde
unde aveți nevoie ca suprafața respectivă să fie puțin umbrită, astfel încât să aveți contrast între zona pe care ați umbrit-o și centrul feței care trebuie să vină puțin mai în fața privitorului. Ce vă rămâne pe pensulă, puteți foarte bine să marcați un pic zona de mandibulă și chiar gâtul, pentru că o să se amestece foarte bine culorile între ele și obțineți un look mult mai natural, un finish mai natural. În cazul, un alt tip pe care îl folosesc întotdeauna când este cazul, dacă cumva ați aplicat foarte mult produs, puteți să păstrați burețelul de fond de ten, care acționează ca o gumă în zonele în care aveți mai mult produs și puteți șterge surplusul de care nu aveți nevoie. După aplicarea bronzerului și a fardului de obraz, o să luminez un pic centrul feței și zona pomeților ca să se vadă sculptura și mai bine. Iluminatorul îl aplic aici pe puntea pomeților. Pe vârful nasului, exact pe zonele care reflectă foarte bine lumina în mod natural. Iluminatoarele, fie că sunt cremă sau fard sau chiar pudră iluminatoare, întotdeauna au difuzori de lumină care reflectă foarte frumos lumina, foarte bine lumina și dă tenul un aspect mai natural, pentru că pudra și fondul de ten poate să matifieze pielea în mod nefiresc. O să accentuez foarte puțin, o să luminez de fapt și arcul lui Cupidon, V-ul acesta al buzei superioare. Și pot foarte bine să folosesc iluminatorul ca bază pentru ploape, închide puțin ochii, te rog frumos. Pentru că dă un aspect transparent ploapei. Cum spuneam puțin mai devreme, pielea de pe ploape, zona perioculară, este de trei mai subție decât restul feței și este pe suport osos, iar pielea în mod firesc, în mod natural, indiferent dacă este piele uscată sau piele mai grasă sau piele mixtă, are un luciu natural care trebuie să se vadă și după machiaj. Un truc pe care la fel îl folosiți dacă vreți să folosiți iluminator pe zonele care trebuie luminate și nu știți foarte sigur exact unde să aplicați acest iluminator, dacă mijiți foarte puțin ochiul, să vedeți zonele care sunt luminate în mod natural și atunci iluminatorul se aplică exact pe zonele acestea. În cazul în care s-a strâns foarte puțin farsa corectoră aici, preveniți un pic cu burețelul ca să luați surplusul de fard sau de pudră și la fel dacă zona este foarte luminată sau ați pus iluminatorul pe zonele care nu trebuiau luminate și a scăpat pur și simplu pensula, puteți să tapătați foarte ușor cu burețelul ca să amestecați produs să se vadă cât mai natural. Pentru machiajul ochilor o să folosesc o bază de eyeliner gel pe care o voi aplica foarte aproape de linia genelor superioare, după care amestec foarte, foarte ușor spre zona de pliu a ochiului. Bineînțeles, această bază poate să fie constituită și din bază de creion. Eu lucrez mai ușor cu eyeliner gel pentru că se întinde mult mai ușor din punctul meu de vedere. Lucrez cu un eyeliner gel maro pentru că vreau să creez, cum spuneam puțin mai devreme, un machiaj versatil care să poate fi purtat atât ziua cât și seara și poate fi ușor de reprodus. Nu o să folosesc negru decât la mascara. Se poate tapota foarte ușor cu degetul ca să amestecați mai bine produsul pe pleapă și se pierde foarte ușor de la pliul ochiului către arcadă. Eyelinerul gel poate constitui o bază foarte bună atât pentru farduri de pleoape, fard compact sau pentru pigmenți pe care îi puteți folosi pentru că oferă aderență foarte bună prin textura lui de gel. Dacă am nevoie să subliniez foarte puțin și pleoapa inferioară, o să încep de la colțul extern al ochiului și o să mă poziționez cu pensula foarte aproape de gen astfel încât să am un contur cât mai precis, dar pentru că folosesc o pensulă cu peri moi, difuzia produsului să fie foarte ușoară către zona de cearcăn, astfel încât să nu am linii de demarcație foarte dure. La fel ca și în cazul pleoapei superioare și pleoapa inferioară poate fi tapătată foarte ușor cu degetul ca să difuzeze foarte bine produsul. În cazul în care aveți particule reziduale care pot să coloreze puțin atunci când pică zona de cearcăn, folosiți burețelul care acționează, cum spuneam puțin mai devreme, ca o gumă, astfel încât să luați particulele care au căzut pe față. După ce am aplicat eyelinerul gel, o să-l fixez acum cu fard compact. O să-l căs cu nuanțe de maro și burgundia, pentru că se potrivesc foarte bine cu culoarea de păr și pigmentul pielii ei. Mai ales că are o căprui. La ochii căprui sau negri nu există neapărat restricții de culoare, ca în cazul ochilor albaștri sau verzi, puteți să folosiți cam orice culoare. Se vede foarte bine dacă vreți să realizați un machiaj pentru seară sau machiaj de club. Nuanțe puțin mai reci pentru că o să contrasteze cu pigmentul cald al pielii pe care îl are, dar dacă vreau să fac un machiaj versatil, cum spuneam puțin mai devreme, o să lucrez cu nuanțe cât mai apropiate de culoarea ei de piele. Eyelinerul gel se fixează foarte ușor cu un fard compact, exact cum fac acum.
Dacă vreți să marcați foarte bine pliul ochiului, se poate face acest lucru cu pensula puțin în pliu și cu ochii deschis ca să subliniați exact zona care marchează pliul ochiului, mai ales în cazul persoanelor care au o pleacă puțin mai plată, pentru a crea iluzia de adâncime. Atunci când machiajul începe cu aplicarea bazei, pentru a nu avea foarte multe particule reziduale pe zona de cercân sau pe restul feței, după ce încărcați pensula de produs, să aplicați un pic pe mână, ca să nu murdăriți foarte tare machiajul. Cu un blender cu vârful ascuțit, puteți foarte bine să fixați și alinerul gel pe care l-ați aplicat în prealabil pe plapa inferioară. Chiar dacă atunci când amestecați prima dată alinerul gel cu fardul compact nu vi se pare că este omogen, puteți foarte bine să folosiți o pensulă plată pentru a crea senzația de difuzie a culorii, astfel încât să nu aveți zone de demarcație foarte vizibile. Pentru un contur mai sofisticat al plapei superioare cât și plapei inferioare și pentru a da senzația că de fapt culoarea pornește fix din gene, puteți să folosiți o pensulă retezată, o culoare mai închisă de maro și să marcați zona genelor. Conturul plapelor la baza genului se poate face doar pe o treime, dacă este cazul, sau pe toată lungimea ochiului, în funcție de forma ochiului și de poziționarea lor pe față. Pentru ca amestecul culorilor să fie cât mai fin, puteți să reveniți cu un blender mediu sau mic, să amestecați cele două culori. Elimin particulele reziduale care au căzut puțin. Acum cu o culoare luminoasă o să scot puțin în lumina zona arcadei, după care ce rămâne pe pensulă pot foarte bine să difuze cele două culori pe care am aplicat pe plapa inferioară, ca blendingul, amestecul culorilor să se vadă cât mai fin. Pentru a lucra foarte ușor la simetria ochilor, puteți să aplicați această culoare deschisă cu ochii deschiși, astfel încât să urmăriți în paralel ochii ca să obțineți același machiaj la ambii ochi. O să aplic mai multe staturi de mascara. Prima dată o să încep cu un rimel cu pensulă care definește foarte bine genele fără să le încarce. După care pot foarte bine să redefine genele dacă am nevoie de mai multă intensitate a privirii cu un rimel cu pensulă cu peri puțin mai larg, astfel încât să dau mai mult volum rădăcinei genelor. E foarte important ca aplicarea mascarei să se facă întotdeauna prin mișcări circulare de la rădăcina genelor către exterior, astfel încât să respectăm structura firului de păr, care este întotdeauna mai groasă la bază. Dacă mișcările sunt circulare și se îndreaptă către baza firului de păr, mascara se va așeza foarte bine și se va vedea natural. Nu uitați niciodată de genele care sunt puțin mai scurte în colțul intern al ochilor, ca să puteți să creați definiție pe toată lungimea plapei superioare. În cazul în care se pătează foarte puțin plapa din cauza gelului eyeliner sau din cauza mascarei, așteptați să se usuce produsul, după care puteți foarte bine să ștergeți cu un pețișor de urechi, cu un Q-tips. Nu întindeți niciodată, să nu încercați să ștergeți niciodată atunci când produsul este proaspăt aplicat și este încă umed, pentru că se va păta zona respectivă foarte ușor. Pentru că Madalina are sprâncenele foarte bine stilizate pentru forma ei de față, nu vreau să alterez absolut deloc forma, dar pentru că vreau să nu se vadă niciun fel de surplus de pudră sau fond de ten care ar fi putut foarte bine să fie scăpat în momentul aplicării, cu un mascara transparent o să curăț foarte ușor. Se poate face lucrul acesta și cu un șervețel umed cu care să ștergeți efectiv sprâncenele foarte ușor sau chiar cu un bețișor care să fie ușor umezit în apă. După care, ca să știu că nu există surplus de produs, cu o pensulă spiralată, cu o pensulă pentru sprâncene și gene, o să pieptăn foarte ușor sprâncenele. În cazul în care zona de cercân se pătează ușor sau se închide puțin datorită reziduilor care pot pica din cauza fardului folosit, puteți foarte bine să luminați zona aceasta cu puțin corector sau cu puțin fond de ten. Puteți să faceți acest lucru cu un blender sau cu pensulă de corector sau anticercân sau de camuflaj. E important să puneți foarte puțin produs ca zona aceasta să nu se încarce în mod nefiresc. În cazul în care ați luat mai mult fard decât ar fi trebuit din conturul plapei inferioare, puteți să reveniți cu pensula, cu blenderul cu care ați aplicat produsul anterior, să refaceți conturul plapei.
La începutul machiajului am hidratat buzele cu un balsam de buze. Acum, cu pensula cu care am aplicat corector, o să iau puțin din surplusul acesta, astfel încât să creez o suprafață pe care creionul de buze să adere. O să folosesc puțin creion, foarte puțin ruș și gloss iluminator, pe care o să-l pun fix pe centrul feței, astfel încât să păstrez machiajul buzelor cât mai minimal, astfel încât accentul machiajului să fie pe zona ochilor. Voi folosi un creion cât mai aproape de culoarea buzelor, pentru că, repet, vreau să păstrez accentul machiajului pe zona ochilor. Creionul se folosește atât pentru a contura mai bine buzele sau pentru a defini mai bine conturul lor natural sau dacă vreau să creez un contur artificial în cazul în care am nevoie de corecție, dar este o bază foarte bună atât pentru gloss cât și pentru ruj. Nu vreau să creez un contur foarte precis, doar să se vadă că buzele sunt ușor conturate, în special buza superioară. În cazul în care vreau să creez iluzia că buza inferioară este mai bine conturată, chiar dacă nu vreau să fac un contur foarte dur cu creionul, pot foarte bine să folosesc puțin corector sau un creion nude, cu care să marchez lateralele buzei inferioare, tapotat ușor cu degetul sau cu o pensulă de concealer sau chiar cu un bețișor, astfel încât să creez un contrast între conturul pe care l-am desenat puțin mai devreme și zona aceasta. Se poate folosi la fel aici pe arcul cupidon pentru a accentua un pic zona aceasta. O să folosesc un ruj cremos cu textură cremoasă, hidratant, într-o nuanță de roz neutru. E bine să aplicați rujul sau glosul zâmbind ușor în oglindă, astfel încât produsul să pătrundă microridurile buzelor și să stea cât mai mult pe buze. Aplicarea se face la fel ca și în cazul celorlalte farduri pe care le-am folosit mai devreme pentru machiajul feței, în staturi succesive și mișcări scurte și repezi, pentru un efect cât mai natural al machiajului. Și acum, ca să dau puțină voluptate buzei inferioare, o să folosesc un gloss transparent cu difuzor de lumină, care este ușor sidefat, pe care să-l concentrez aici, în centrul buzei inferioare. După care să-l întind foarte ușor către laterale. Acesta este machiajul Smokey Eyes propus de mine pentru Profesional Magazin, dragii mei, revista care susține educația în România. Fă-ți și tu un abonament începând de azi!